Merge? Da. Salutare, prieteni, uitați aici ulei de struguri. Băgăm aici la... Uitați. Ia să vedem. Uitați aici uleiul de struguri. Am băgat aici uleiul de struguri, că uleiul de struguri e foarte bun, nu uleiul de măsline. Dar ia să vedem, de unde dăm drumul de aici la becul ăsta? Bă, bă, de acolo, bă, bă, nu, invers. Bă, nu. Ia, îi vine un Ioane încoace. Hai să facă și eu. Te ia dacă știi tu, Ioane. Uite de aici, ia uite. Oh, a, bă, cât de... Mai bună vreodată să apăs. A, bă, cât de... A, bă, cât de... Ia uite, sunt spălat pe mâini, prieteni. Aici, pa mâncarea, mâncarea chinezească fac. Ia, ia să vedem. O băgăm toată asta aici. De unde te duci la MasterChef? La MasterChef? Da. Să știi că m-aș duce la MasterChef. La MasterChef. Eu o, să mă duc la MasterChef. La MasterChef. Faci o mâncare țigănească sau ce știi tu mai bine? E, știu să fac ce mai bine. Ia dăm capacul, Ștefane. Dăm capacul tu. Să vedem unde... E acolo? Pune capacul aici deasupra. Pune capacul. Așa? Așa. Ia ține acum. Ține acum, lasă să meargă. E locul, da, drumul? Da, este. Da? Uitați acolo. Acolo băgăm. Foc. Aici o să băgăm după aia fietul de pui. Nebun meu, mâine seara dacă bă la ora 5 te sun. Băgăm, facem pietru de pui, îl spălăm și îl băgăm aici, lăsăm puțin să prăjească. Ia, uitați, și eu aici e problema. Aici, mi-e plac pamă aripioarele, un sos de usturoi o să le facem. Leo, până la urmă, ce pregătești, Leo? Ce? Ce pregătești? Pregătesc aripioare în sos de usturoi, piept de pui cu legume și picăței. Picăței. Asta e mâncarea de regim pentru tine? Da. Asta e mâncarea. Ia vedeți, o să pun ulei și aici. Puțin. Okay. E vedeți. Okay. Tot de struguri, prieteni. Deci tot de struguri. Ia vezi câte placări mare sub asta. E la jumate. La jumate? Putem să faci prietena început să se prindă. Ce? Nu lumenesc. Ia să vedem. Aici cu pieptul de pui. Da. O să-l băgăm după aia. Ia să vedem. Nu capac. Ce pare? Era unul mic. Da, e la paie care se facă de pune în șer. Da? E prea mic. Pune-l într-o pată. Îl punem așa. El punem așa. Haide, lasă-l frumos, dacă primează. Ia, dăm și două cepe. Mai dăm două cepe. Ai văzut că reacționează? Ah, are un impuls. Un impuls. Da. Așa. Are un impuls, așa. Ia să vedem ceapa tare. Nu știu la ochii rău. Ceapa nu știu dacă e tare. Că a adus-o Ion Diloica. Cea mai bună ceapă e de grădina, dragi prieteni. E... Cristi, să spună de unde e ceapă de domnul Bogdan, ce reprezentanți am la cocoș. Nu e de... Și lucrare făcută. Deci da, nu e de grădină. S-a dus acolo. Director general. Pe companie. Ce lucrare? Ce?
gresie. A, tu ai contribuit acolo? Tu ai lucrat? Bine, ăsta, Tache, auzi și tu. Nu Tache, e mult. Mihaela, Olga, da, ia-ne. Iau de ce am făcut nora, da. Grătare? Nora, da, mamă, ce noră cu minte. Ce? Ce? Mai dăm o ceapă, mai dăm o ceapă. S-a obișnuit cu ceapă. Ce zice? S-a obișnuit cu ceapă, iau. Ce faci? Grătare? Iau, grătare. Face grătare? Iau, eu. Ce s-a învățat cu șadea, a luat rochii, iau de, face mâncare în patroana. Are grijă de patroana, are grijă de copii, iau de. Aole, la țigani. Iau de, are rochie pe ea. De care copii are grijă, că copiii sunt plecați de acolo? De Alin, de David. Asta e altul. De patroana și de Anca. Anca, doarme cu patroana în casă. S-a cununat cu patroana. Auzi, pleacă, ești teribilă. Auzi că nu stă cu Anca în casă. Ești teribilă. Auzi că n-am pot cu ea. Cum, a rămas cu Anca în casă, în camera ta. Ne-ai lăsat tu, i-ai dat camera lui patroana și i-a gonit patroana ca să doarmă ea în camera ta. Da, mă, da. În camera ta. Ce faci? Ia mătura, Olga. Mătura ea, Olga. Pune mâna asta, mătura, Olga. De ce faci așa? Că nu o să fac un bucătar specialist? Un bucătar specialist cu mătura ea. De ce așa? Vreau să zici mersi că îți dă de lucru, tu vorbești așa. Da, da. Nu ești de lucru ca să nu mai vorbesc de ea. Pune mâna asta, mătura. Nu se mătura eu ca bărbat, ca bucătar. Uite, ai fără așa acolo. Dar auzi, râdea Anca de el, știi ce zicea? În locul lui Alin. Zicea ci că eu nu credeam vreodată că el pleacă și lasă dormitorul lui mama sa și el fuge. Auzi, plânge că nu-l mai vede în dormitor. Dacă a rămas cu patroana, el le-a dat țapă lui Olga. A lăsat-o pe patroana în camera lui și a fugit. Olga, lasă atmosfera asta de gălic, nu ne prezintă orice... Ea proastă atunci la cu a văzut. Pe bune, nu ne prezintă orice... Dar știi ce a zis? Olga, uite, Olga, stă cu originalii? Olga, filmezi și eu. Du-te dincolo în cameră și dormi. Păi da. Pune-ți la zonă, că te chem la masă eu. Du-te să te liniștești puțin, du-te. Ai nevoie de liniște, Olga. Că aduci indulgență. Aduci ceva multă indulgență. Ceva incompatibil. Pe bune. Eu am dat și mie o farfurie. Dă-mi farfurie, Olga. Ziceam să mă duc la somn. Lasă, chiar să duce la somn. Dă-mi farfurie și du-te la somn. Întinsa. Vrei să reiești pe originalul? Nu. Originalul să reiești pe originalul. Dar știi ceva? Că râdea de noi că suntem originale, auzi? Acum am văzut ea că ea e falsă. Cine? Anca aia. Bă, pleacă. Costa nevastă ta. Lasă, bă, dar ce-a făcut, mă, au luat bici. Nu știi? Ea acum a văzut că e fake și că nu e originală ea. Ia zi lucrurile astea, ce bijugerii fake au luat. A luat fake, i-a dat sapă unii. Cu coșei, ce să ia? Salbe din ăla. Da? Fake era. Fake. Că vrei să luceau așa, știi? De ce le mai poartă la... Știi, fake, fake. Patroana e fake. Eu știu că patroana nu mai e fake. Și Anca e fake. Să spui la toți fanii, de Anca nu mai iau, de Anca nu mai iau. Cum să fie patroana? Anca! Nu mai iau, că n-am de ce să mai iau. Anca, e și fake-o, e și prefăcută. De ce prefăcută? Ce? Aoleu, stai doi morcovi și zice... Fa mâncare la copii cu doi morcovi. La care copii? Că a luat-o? Nu mai sunt copii acolo. Care copii? Stai să vă spun că mă e rău. Stai să vă spun că mă e rău. Deci poate vă uite la urmă. Alo! Dacă tramvaiul 10. E prefăcut, zice. Alo, tramvaiul 10. Nu am gripă, nu mai pom, e rău. Și e îndrăgostită și zice că e rău. De ce e îndrăgostită? Ești. De ce? Alo, tramvaiul 10. Olga, de la Criște, de la Criște, plecă la somn. La somn e Olga. Da, mă, dorme ca vaca în Criște. Ea dorme ziua. Vrei pe Bogdan? Da, mă, da, măi coane. Zi, vrea să vorbesc cu Bogdan? Ea dorme ziua. Mai dăm o ceamă. Auziți, măi coane, stai, măi, mă, la Bogdan. Vrei la Bogdan. Băi, 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 na. Nu, că vreau să zic eu ceva. Uite, mă, pe ce Bogdan. Olga dorme, a lăsat telefonul aici și uite, Ion aici, Criște, Marin. Păi e ca obosește. Eu obosește. Obosește. Da, m-a dus la o scoară, dar vorbește de Cristi Maria. Patrona mea trebuie mare la mandat. De ce le-a dat vreo pe eleu afară din casă? Am luat de mandat?
Zic cu fake-urile alea care din cauza ta am plecat. Ia-l mă, cu fake-urile. Bă, Băicoaneu. Că din cauza mă ta a plecat. Băicoaneu. Olga, uite, s-a trezit Olga, vino cu asta, vorbești cu mama ta, cu mămițica ta, vino cu Olga. Eu nu mai vorbesc cu ea, vorbește tu, că tu ai stat cu ea la spital, n-am stat, eu e mama ta. E mama ta, Olga. E mama ta. Vino cu ea. Nu, vorbește cu ea. Când va mâncare, îi fii cu camera, Olga, vorbește mai încet. Olga, ce să fac, că e la bucătărie, face mâncare și nu vrea să vorbească cu mama ta, ce mâncare face Olga? Carne grasă la grătar. Carne grasă la grătar. Poate în medie te apuci. Băi, Băicoaneu, ce-i? E bolnavă, Olga. Patroana Olga e bolnavă. Are cancer. Are cancer. Da, e bolnavă, Olga, are cancer. Trebuie operată. Vorbesc cu patroana. Băi, Băicoaneu! Ce-i? Te auzi că sunt bolnavă, îmi ghiți de telefon. Ea vrea să fie bolnavă? Păi s-a bucurat, adică, uite, nici s-a bucurat. Se bucură acum. Ia ridică de acolo. Ești în orâi, a dat toate trebării. Bă, ce nu mă, nu m-a vrut? Ea a plăcut sau cancer pe aia vrut? Nu, fratele meu, fii, ce-a dus așa? Să văd că mama a prefăcut. Da? E falsă și prefăcut. Și mai asta? Păi, e din cam vin să-ți telefon. Poate a văzut că nu ești tot. Pune asta, bă. Ia să vedem. Cristi, băi nene, vorbiți prea mult peste, vorbiți peste mine aici, că eu am treabă cu mâncarea, cu filmatul. Că Olga va nebuni la cap pe toți. Pe bune. Dar și numai când ai zis că am cancer, de unde? Ai făcut analizele mele, fără să știu. El doar se uită la tine și își dă seama. Păi da. Ai făcut-o pe mama să facă, e falsă, moară. Lasă, că n-are. Dar de ce a închis telefonul? Mamă ta mai merge mai mult ca noi. Dar are și ei și de ani. Păi da, dar ea trăiește. Și de ce i-ai spus că eu la 45 de ani am cancer și mor? De ce? Păi dacă asta a văzut... Păi așa e, aia e oră. Ca să vezi tu că e prefăcută? Nu, dar așa, așa ai. Așa crezi tu? Da. Simți tu dacă, asta? Pentru că dacă mănânci și ți se face rău, nu vrei să mănânci acru, nu vrei să mănânci nimic. Da. Sărat, înseamnă o că ești bolnavă. Poți să-ți la stomac, nu știi. Înseamnă... Te bat pe cale, da, pe cale de cardiologie. Cardiologic. Ai interes? Și te bagă ea, bam, 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 bam. Uite, că știi de cardiologie. Pe cardiologie, eu știu. Hai să mergem mai mâine. Mâine să mergem să facem analizele, să văd păi te duc pe tine, nu eu personal. Dar și tu și eu. Păi eu te duc, eu personal, că știu ce am de făcut. Pe cardiologie cu capul. Vedeți aici legumele, prieteni? Noi doar mâncăm toată ziua, prieteni. Ia să vedem, uitați să băgăm aici. Să nu mai vorbească lumea, că noi nu facem pe băgăm pieptul de pui. Da. Pentru ei, să sunteți angajați. Eu cu muncești, ca să vadă ei. Angajați mei. Da. Ie, vedeți? Dar eu chiar nu am văzut ce rețetă faci. Fără ulei. Acum 20 de milioane, ce faci? Fără ulei. Cu 20 de milioane. Dar și tu la bucătar 20 de milioane. Auzi, la bucătar 20 de milioane, Olga. Cât are Olga asta? Bucătarul. Ce bucătarul? Bucătarul, SRL. O oală de mâncare 20 de milioane? Da. Dacă face mâncare? Da. Șef? Auzi, Bogdan, tu nu faci nimic. Câte minute ai? Gust! 14! A, 14 minuturi. O vinde mâncarea? Bă, tu tași, bă, Olga. Dar ce face? A, vizualizările. Amintea ta personală. Unde-i Torin? Torin Eduardo. La som. Da. Harry, Harry. Înseamnă Harry. A condus prea mult, da? A condus prea mult, prieteni. Uite, Olga, ești tu ceapa aia. Așa. Să nu mai dea leu. Uite, istă Ion, așteaptă toți băieții mâncarea. Așteptă mâncarea. Vedeți? Vă place să mâncați? Vă place să mâncați? Vă place să mâncați? Lasă mâncit, nu vă place, să vă dă leu de mâncare, Ioan. Uite, azi dimineața eu îi făc ouă, e întreabă.
Da, el a făcut o... O calună. Și mie un ouă. Am mâncat o orele de frigider. Am făcut două. Mă, de ce ai mâncat o orele de frigider? Păi, dacă da, ești becher. Și am căutat toată ziua după ouă. Da, bine, uite. Lasă că mai e un carton. Ai cumpărat sand. Am cumpărat un carton, ascult. Pentru că am mâncat ziua. Ai făcut un carton de frigider. Și care treaba? Te interesează? Am mâncat fără mine. Păi, da, da, am făcut așa ca la clasă. De ce ai mâncat fără mine și ai mâncat cu mine? Doare, astăzi dă de mâncare, mâine suntem la muncă. Mâine se lasă, hai, pleacă. Ascultați-mă, Olga. Olga, să nu mai vorbească peste noi. Gata, da. Astăzi cu ouăle, Ion, am făcut 200.000 de vizualizări. Ai văzut? Că am făcut ouăle. Deci fii atent. Cu ouăle, Ion, am făcut 200.000 de vizualizări. Am luat 100 de euro pe clipul ăla. Dar știi că fac știa? Bravo. Și mâncă la clasă. Asta e treaba. Și mâncă la clasă. Gata, prieteni, aici te-ai panit să facem usturoiul. Revenim, revenim, prieteni. E așa. Gata, pune-l acolo. Olga, Olga! Please, you go. No, desfai tu și amuc și salt. No, never forever, no, 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 no. Ce-i zis, Oane? No, no, no. Olga, vorbești prea mult peste el. No, please, go. Go, planet. We have to go. Bă, yes, nu mai înțelege nimic aici. Ion zăpăce pe toți. Scoate și deschid. Așa nu ăsta. Open the door. Traducere. Traducerea română. Să sară Cristi, nu tu, bă. Să sară Cristi. Ce-i cu Cristi? Pe ce-i copilul ăsta? Să sar eu? Bă, Olga, ce-i cu mine? Așa. Olga, de-ai nebunit, vorbești prea mult. Dar ce fac? Du-te, pun-te lângă copilul tău și dorm. Ce? Unde Totorini? Sleep. Sleep. Children. Ce, Ioane? Sleep, da. Children. Da. Children. Înseamnă copii. Children. Slapă, da. Sleep, sleep, sleep. Oh, tu ce limba, ce limba e asta, Ioane? Engla. Ce? Engla. Engla. English. Adică English. Sleep Engla. Speak English. Speak English. Speak romanes? No. No, speak romanes. 4, 3, 7. Little B. 7, little. Stă bine, stă bine, Ion. Pe engleză. Păi Ion, a fost și în America, Ion. Da. Ne-a fost Ion în America? Vedeți, prieteni, toți muncim aici, facem mâncare. Ione, bucătarul șef, ne dă comenzi. Eu am venit cu desertul. Da, Cristi așteaptă să mâncăm desertul după aia. Oh, ia uite ce a scris fașul pe canalul meu, Olga, de astea. Ce a scris? A zis, Olga, vrei să-l umori pe meu. De ce? Păi că vor să duci acasă, ca să nu mai mă umori. Da, da. Corect, da, 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 da. Și a zis că a rămas, eu nici mai zic ce fac. Dar să rămâne Bogdan cu mine. Săracul Cătălin, acum ai... Vreau să-i deschid ceva frumos, ceva... Ce papuci? Cum? Vine și Crist cu noi. Vedem, analizez mâine. Văd eu. Ajuns și Cătălin ca în față. Să rămână fără asta nu-i problemă. O lasă el decât să lase ea pe el. Mâine analizez terenul până ora 10. Analizez se pare, dar știi să faci usturoiul? Da. Da, bravo. Doar se vede, nu? Eu îi de la mine să cred că știi și Ștefan să facă mâncare, nu numai da, pe mine. Da, Ștefane, dai așa acolo, dacă e să dai la... Mai dau dacă? Mâncare decât... Cum vrei? Cu ajutorul cui? Cu ajutorul Ion. Cu mentalitatea ta personală. Cu ajutorul cui? Rețeta de la Ion, da. Se pune un pic de ulei. E rețeta personală asta, Ion. Un pic de ulei. Bă, nu-mi facem usturoi separat. Îi facem sos de usturoi. A, sos de usturoi, da. Da, dar se pune un gram de ulei, cel puțin un gram două de ulei. Un gram de huedin? Nu, de ulei. Un gram două. A, am înțeles. Gata, și piper lasă-l acolo. Măcinat, dacă vrei. Nu piper, că nu mănâncă Olga, e bolnavă. De ce? Are un sindrom aparte? Da. Are sindrom. Are sindrom aparte. Un simptom sau un sindrom? Sindrom. A, sindrom e altceva. Ce? Ce? Ia vină și după aia. Ia, ține aici. Simptom. E una, sindrom, e alta. Sindrom? Ia. Ia să vă mulțumesc. Are lucrate, spuse așa. Nu poți să te contrazici cu el, că tu... Da, e de la rădătine. Băi, Leo, caută și mi-o proiectoreasă să-mi facă și mie rochii, că nu mai am rochii, că le-a dat poftorul. Căutăm pe YouTube. Dușmanat, dușmanat. Uite, asta e.
Ăsta de lângă mine. Da? Ia să vedem să mestecăm puțin în... Luați lângă bucala cu mâine. Păi eu știu că merge. Bă, nu. De pe a treia cată, băi. Ce fii? Deasupra ta. Da, mă, ori filmează ori. Hai, dă-o drumul, Ioane. Vino cu acest, să vedem cum băgăm usturoi, facem aripioare cu sos de usturoi. Cu sos de usturoi, prieteni. Băgăm usturoi aici. Facem un fel de pomana porcului, adică pomana puiului. Nu închis. Nu merge deloc, trebuie să se audă. Ia, gata, se pare de mai în spate. Domnule, închis. Ia să votăm asta de usturoi. Păi dacă e închis, dai drumul. Sosul de usturoi aici. Acum lăsăm până fierbe. Corect. Dă-i drumul. Am băgat apă prea multă, dar... Lăsăm până scade. Ia să vedem aici. Am băgat piept de pui, am băgat cam jumate, da. Ați înțeles? Ia să vedem aici. Cred că mai lăsăm puține și le luăm pe astea. Ăsta, ia uite. Îi dau drumul până la greu, dau schimb. Pe stânga e închis, ia uite. Da. Vezi? Și acum cum e? Ăla e becul. Da, becul, Ioane. Bă, tu că ai impresia că... Dar nu merge, mă, ăsta. Ioane. Nu funcționează. Uite de aici. Nu. Ce e ăla? Ioane. Da. A? Da. Vezi? Vezi că e ăsta? Să-și ia berea imediat. Haide. Și că la el merge, mă, uite. Ioane, ia uite, vezi? Da, și nu Bogdan un pahar. Da? Hai. Johnule, ce ai făcut, Johnule? Are. Ce mai merge, o să ne. Să iei ce să dăm. Și nu știu, mă, Johnule ăsta. De unde ești tu că dacă asta e lumina? Păi iluminat de minute avem. Lumina și merge fără lumină. Bun, ce am tu ce ia? Că mai facem. Gata. Da? Da, foarte bine. Da. Ia să vedem ce s-a făcut aici. S-a făcut ceva bun. Ceva bun? Da, forță, pe mirosul. Oh. Ardorul, soare, forța. Da, corect. Am mai băgat piept de pui, prieteni, că nu știu ce băgasem eu înainte. Dar cred că nu băgasem tot pieptul de pui. Probabil? Da, nu mai știu. Ăsta miroase bestial. Super. Ma. Cum e? Delicios, nu? Stai puțin, ne. Ia uite. Chiar. Mamă, e super, deci, foarte delicios. Deci bestial, Ștefane. Corect. Deci, bucătar puțe să mai. Trebuie să mai scadă ăsta. Și fac și picăței. Așa, bravo. Deci, ia vedeți, prieteni. Băi, Totorine, vino și da apa asta la o parte. Da apa asta jos, că nu pot să o dau eu. Da? Te scuz, Totorine. Ia vedeți ce fac, prieteni. Picăței cu sos de ceapă. Deci picăței dau puțină ulei de
struguri, puțină apă, să pace ceapa prima dată și după aia bag picăței. Deci o să iese... Dar ce vrei să faci din... Un deliciu, prieten, un deliciu. Și facem cu orez. Că am luat 5 pungi de alea de pachetele de orez. Cine mănâncă orez? Mănâncă cineva? Tu trebuie să faci... Bă, Serica, tu trebuie să le faci separat. Bă, n-am cum să vă fac 7 pachetele de orez. Nu, le faci separat, fac cum spun eu. Fac și eu 5, mâncăm bine. Bă, lasă-mă, nu e vorba de 5. Faci 3. Faci 3, dar le faci... Ăștia trebuie făcut separat. Călit. Oricum, la, cantitatea... La carte, nu... Cantitatea... Nu se face așa, nu vrei să mai ajungi și tu. Hai pe bune, mai ajungi? Dar știi ce zici? Câte două sau câte felul? Haide, Ioane, că bine. Că se călește ceapa separat? Se călește ceapa și bagă picăței. Și bă, da. Te bași tu la ceapa? Te bași tu, da. La ceapă, măcar. Bă, te bași tu să le faci. Îi zici 5 feluri și... Hai, mă, Ioane. Hai pe tine. Fără tu, Ioane. Te rugăm, nu știu, dar nu vreau. Te rugăm. Chiar credeți că știe, prieteni? Bă, Ioane, tu chiar știi? Dacă nu se bagă, înseamnă că nu știe. Ce vorbim? Fii, arată-le că știi. Nu. Eu beat berea, frate, e invitat acum. Ce ți-a dat? E invitat? E invitatul meu, e invitatul meu. Păi uite cât e invitat aici. E bucătar invitat, prieteni. Hai, corect, trebuie. Eu mâine plec. Nu stăm acum să mă aștept ceva bun. De ce plec? Să ne privească. Trebuie mele. Ai? Păi da, mâncă? Da. Păi și eu să am 100 de milioane pe lună. Exact ca tine, Cristi, și tu ești acolo. Eu mai mult, nu stai îngăjat, da. Cine tine? Dar nici de tine n-am aflat nici de Cristi că s-a angajat exact ca Tana. Nu mai vorbești cu mine acum? Ba da, da. Dar la mine de ce nu ne-ai zis? S-a angajat de un an de zile și nu ne-ai zis. Și-a luat omul ceas de aur, ia uite. Mamă, mamă. Lasă-mi un mamă, mamă. Băi, Ioane, lasă că se lipește de mâinile ta. S-a ca lipit. De mine ai magnet la ceas. Mamă, ia, aveai eu niște idei de aur. Eu știu, bă, la ghiuluri, ce idei. Dar ce ai făcut, ai luat la magnet? A avut necazuri în familia mea. A avut necazuri, a avut și el probleme. Dar și că eu ne-am avut o hainele care le-am dat? Păi da, eu am fost cu mine la pușcărie. Acasă. Eu n-am fost cu mine la pușcărie, prieteni, n-am fost, era mărât. Era șef de... Auzi ce-a zis Dana, criminală. Auzi că eu te-am băgat la pușcărie. Cred? Mă, cine, cum crezi că eu te-am băgat? Din punctul meu de vedere... Păi cine a luat banii alea 10 de miliarde? Nu a luat nimeni. Eu le-am luat. Nu a luat nimeni. Cum n-a luat nimeni? Deci, păi nu m-am luat eu și am dat lui Dana Criminana. Nu. Că banii la aia s-au dus. Au luat apă, altă mâncare de păi peste. Da, altă mâncare de peste, dar s-a dus la aia banii. Nu. Explică aici, ce te-a băgat? Te-a băgat? Ia explică, nu, Dana Criminana. Nu, tu aduci niște argumente care nu le reprezintă pe stat intern. Tu le reprezinți pe stat extern. Deci așa că n-are rost să... Că eu i-am dat banii la Dana, mă. Eu i-am luat, i-am furat și i-am dat la Dana, mă. Ce-a bătă? E cu totul altceva, mă. Dar eu nu știu, nu mă bag, nu n-am văzut. A trebuit să o ia și pe aia. Păi da, mă, că n-am văzut, nu știu, nu cum ar trebui să facă și Dana criminalul. Nu știu. Mai ales că e administrator de firme. Cât ar trebui să facă la ce e? Alo. 3 ani. Barza, taci. Barza, taci. La care mâncare? Unde să meargă cătă? Bă, ce știe cătă? Dacă îl pun să facă... Să-mi facă mie un gordon bleu... Picat, apăra. Da. Gordon bleu, eu... Da. Hai, deci nu mai lăsăm acum bun, puțin. Să un are bună făina de grei. Opresc, nu? Nu. O să facem. Nu ai auzit-o. Păi, băieți. Făina de grei. Dar lăsați-mă și pe mine să vorbesc, că vorbesc la filmarea mea, fraților. Nu, dar pe bune. Lăsați pe eu să vorbească, că eu aduc argumente foarte bune. Am văzut, poate te ajut, că te-am văzut un pic obosit. Păi nu, dar problema e... Bă, când te-am văzut pe tine că faci niște cartofi aiurea, prăjiți și arzi și, dar pui, ce cartofi și pune mama ta apă, ce înseamnă aia? Lătură. Dar pe bune, lătură. Ce cartofi ți-a plăcut, mama? Lătură. Să-ți arăt cum se face un cartof paie. Auzi, un cartof paie, ia pune pe arăt eu. Nu, Ioane. Ioane, am luat o cătă, i-am luat niște ton,
Nu-l faci tu, la grătar. Da. Fii atent. Să-ți arăt cum se... Uite, Leo, să spun el. La Pitești îi făceam ca tot pași și cum. Erau ca... Și cu tonul la zimă. Știi cum face tonul cu usturoi? Forța lui Soare, două. Nu că știi, Masterchef. E bun, eu. Am văzut de la nașul ceva. Ai zis că faci un cort de brut unificat? Faci un cort de brut unificat? Mă pleacă. Așa îi spun că te vii mai înainte. Mă pleacă, mă, cort de brut unificat. Așa îi zis tu mai înainte. Mă pleacă, mă, lasă-mă înainte. Așa îi zis tu mai înainte așa, Cătălin, mai zis așa? Te rog, nu mă nebunii, te rog. Nu mă nebunii că nu plasă. Așa îi zis. Aici poți să faci o tocăriță din picat, poți să faci un picat prăjit, un pic de... Cristi, tu ce mâncare știi să plec? Nu, Andrei, gras, cu... Dar la mea pipere. Ia ca multă pipere. Nu știu să fac cartofi, zici cu... E bine. Da. E grăsare la Leo. Caută piperul. Fii atent. Leo a văzut cu ochii lui. Mâncă din mâna mea, făcut ou standard. La mine în farfurie era ochiul standard și la el era deja varză. Cine l-a pus la mine? Eu uite. Oricât, nu, Cătălin. Cătălin. Nu, nu, eu nu. Nu, nu, Ștefan. Deci a făcut varză și tu ai făcut standard. Uite treaba lui. Da, mă, Ion, să pricepe. Păi nu, i-am văzut că știe Ion. Lasă-l aici. E una când îl faci pe paletă și alta când îl frumânți ca când dai la pățele. Auzi, eu când eram... Hai, mă, mănâncă partea. Când eram cu Alina acolo la apartament, eu ne făceam o mănică de aia. Hai acolo, să facem un pic. Facea un. Să vă dăm niște piper, prieteni. Ia să facem și aici niște piper. Da? Băgăm. Băgăm aici piperul. E băgat. Să băgăm aici pe băgat. Au, Doamne, am uitat, bă, să bag ciuperci. Ha? Ce? Mai bagi acum la să nu, ia de. Prieteni, dă-te mai în spate. Am uitat să bag ciupercile aici. În legume. Am uitat să le bag în legume, dar merge, merge și pără, prieteni. Și pără merge, prieteni. Ce inspirație ai avut așa, în medie? Ce inspirație în medie? Cum te-a făcut cu mine, personal? Ia să vedem aici, dacă merge. Să vă transmite ceva special la fanii ăștia care... Ștefane, fii atent, așa. Abia aștept să pun și picăței. Cum ai văzut pe mine? Și exclusivitate ai avut-o în prezența mea personală ca, ca bucătar șef. Foarte bunică ăștia! Da, dragi că trebuie și aici ce bunătăți face domnul Leo. Ia, ia stai să pice. Ia, ia vedeți ce bag aici, prieteni. Op, stai puțin să, să vedem că trebuie să desfacem ăsta de aici. Dar nu știu dacă pot să desfac, Ștefane. Dacă nu desfac, eu Dragi Ștefane, că vrei să ai făcut? Gata! Am tras. Ai tras? Pune nivers. Nu știam cum să-l pun, Ștefane. Învăța-mi problema. Ia să vedem. Așa, și vedeți, prieteni. Am băgat și tot sacul, acul dulce. Deci tot sacul dulce am băgat în el.
Am băgat în el sosa cu dulce, ca să fie gen puțin așa chinezesc. Gata, Ștefii, dă mai în spate ca să mă primești și da, pe da, mine. Da, se vede, se vede. Pe unde se vede? Acum te vezi. Ia, să vedem ce. Să vedem, Ștefane. Ia să vedem. Cum era gustul? Păi, Ștefane. Cum e? Și cu sosul ăsta ce-am băgat? Da. Zici că e chinezesc, frate. Zii tu cum da, e. Superb. Deci, și ca gust și ca formă e. Bă, ou, când îi faci ou. Zici, pe bune. Da, chiar că e la gust de grav. Ce? Bun. Ia să așteptăm aici cum să faci. Este mai durează un pic și e un deliciu mâncarea, pe bune. Povesteam cu Ion aici că eu știu să fac mai multe mâncare decât durează faci. Durează mai mult de jumătate de oră. Da, o jumătate de oră? Durează mai mult de o jumătate de oră. La o salată. Da. Cum? Nu. Trebuie să spun o rețeta mea ca bucătar, să asum eu, să mi asum tu răspunderea ca mai ales tu. Să faci o salată de pe? Te întreb, cum o faci? Ce vom ia? Ce facem torini? Nu vreau să spun. E secret. Torino. Ce facem mâine, pleci acasă? Te duci după Anca, ți-e dor de ea. Ți-e dor. Zi aici pe blog. Ia, de ce se pare pe ea. Spune că ți-e dor de ea. Mi-e dor de ea. O iubești? Mi-e dor de ea. Zic că fără ea ești terminat. Fără ea sunt terminat. Ah, dă seama. Ca gardul de viu. Îi dau pere lui Ioane din nou și merge cu tine, Ioane. Corect. Da? Gata. Merge cu tine. Merge și la ea. Merge și Ioane din nou. E ca copilul meu. E ca și copilul tău, virgulă, nu? Da. Nu virgulă, că are ea nu, fără virgulă. Da? Are ea partenerii de combinații. Oh, Doamne, cum vorbește, eu ta zi vreo căcătă te... E prea intelectual ca să putem să stăm la vasă cu Ion. Păcătă sunt bengalo. Da, mă, îți dai seama, bengalo de la... 1,1% probabil din venit intelectual. Ceva de genul ăsta. Hai de tare să mai băgat în ceață, Ion. Le tare să domnul ia care. Voi mande, soste. Apucarea camera. Și exact. Never forever. N-ai ales cu asta. Mă, mă, deci... Never forever. Never forever. Prieteni, cu asta. Deci pe mine, mă doare capul la câte a scurs Ion pe... Prieteni, se primi, nu faci aproape. Revenim, revenim curând, prieteni. Oprește-l, Ștefi, iar. Ia-mi închirea, ca să nu-l vizi pe băutură pe aia. De fapt. Nu acum, mai lasă să mai zi așa la mine. Câteva secunde. Lasă-mă, ți-l dau acum, ți-l dau mai... Nu, că e ce nu-i miciun. Ce te poți să dă, da? Are el gusturi bune, știi? Care vei eu? Ăsta, ăla fără atu? Ștefi. Da. Și-l fac, eu-l fac. E bun, lasă. Acum hai să ne facem așa un Dumnezeu, eu îl fac. Nu mă cu japca de la Ștefan. Bă, nu, mi-l dă-te cadou. Bă, nu, că nu ți-l dă cadou. Dă-i cu japca. Dă-mi cu la prima oară, dă-mi puțin. Să-l facă prima. Să mă uită pe care... Lasă, Ioane, că-ți dai bani la sfârșitul lumii. Ai întâi să facem o îmbrățișare așa ca frații. Așa, Ioane, Ion, fratele meu. Bă, Ion, dar de la iPhone te poți la Samsung? Bate aici, un pastă, cu fratele tău. Ai al pe ăsta și gata. Nu, nu. Ia-l pe ăla de la Cristi. Bă, ia-l pe ăsta. Lasă telefonul omului. Bă, tu tă... Mă, nu ți-le dau acum, mă gândesc să mă uită la el pe care îi țineam. Bă, nu acum, tu n-auzi? Dă-mi cu acum. Ce nimeni... Bă, uite, ce rămâne nu-i minciună. Pe bune, așa e, nu, nu. Da, dar trebuie să mă gândesc că o să fac pe care ți-l dau, pe care nu mă rogesc, îi dau pe ăsta și pe ăsta. Cum e ca curvele, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu. Dă-te, veni eu. Lasă-mă, Dumnezeu. Poponați-vă de ce să fie! Nu dați-vă, nu dați-vă! Hai, eu sunt prim! Hai, mă! Ce-i Olga? Ce era cu ei, Olga? Era poponați!
Nu mai vorbi ora, dacă n-avem voie pe YouTube. Nu mai, hai, 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 hai. Hai, lasă-le! Deschide-le ușa, ți-o ia hainele, hai! Deschide-le, hai! Hai, luați hainele să vă plecăm! Hai! Ce? Hai, luăm hainele! Hai, cum ești eu? Torini! Ce faci, Torini? Eu uite, mă, dacă tu nu faci... Păi pun mâia pe diplomatul meu! Tu ce faci cu cărți acolo în brață? Tu ce faci? Da, ia-le! 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 Ia-mă, câte kilograme! Eu uite și eu! Ești ca fulgul! Da, prieteni, ia uitați aici ce facem. O mâncarea noastră mai durează un pic. Da, nu mai vorbim de gajele. O, ata bine, dar parpale. Lasă, Olga, că sunt prietenii mei. Ăștia sunt prietenii mei. Sunt ca Dana. Și Dana e pe invers. Eu sunt o șeful. Ce? Au! Te iau de mic. Te iau de mic. Revenim, revenim, prieteni. Prieteni, ia vedeți, acum facem, le facem horca originala. Hai, horca, da. Ia. Ce îi faci? O să pun ulei. Mai faci puțin ulei. Da. De struguri. Da, de struguri. Da? Bagă. Așa, horca originală. Da, ia și ceapa. Așa, să prăjească puțin ceapa. Și după aia bagi și picăței. Da. Așa, bagă și capacul, unde e capacul? Da, bravo. Acum dă-i mestecă puțin în asta. De ce ne-ai luat aia de lemn și ai luat lingura aia? Lingura ta e magică? Da. Ia, ia, dă-i acolo. Ia ulei. Ce? Ulei. Ce ulei? Adică am pus ulei mult, nu? Când ai pus ulei? Tu. Tu ce e ulei, nu e ulei acolo. A, din cam ieși. Da. Dar nu e mai sus, mai gros, ăla? Nu s-a făcut tot mai gros. Da, da. Ha? S-a făcut mult. Ia să-mi faci. Dă-mi lingura. Da, mai lăsăm. Așa, Orga. Bravo, Orga. Ha? Ce-i Toto? Toto. Hai, vino și filmează. Vino și filmează, Toto. Torini. Vino și filmează. Da. Așa. Hai să filmăm, prieteni, să vedem ce a preparat. Orga, îmi trebuie acum ceva. Îmi trebuie ca să punem masă. Trebuie o farfurie, un castron, o cratiță, o ceva. Nu e bun, îi dăm un castron mai mare. Și să punem în asta? Păi da, ca să puteți din asta. Da. Așa trebuie să mi le faci pe toate. Ce? Hai, dăm un castron. Deci avem aici tocăniță. Nu e tocăniță? Stai în gură, nu e? Nu știu ce. E aripioare cu sos de usturoi. Hai să punem una asta. Ce? Nu, ca să punem orezul. Ha, să punem, punem să facem orezul asta. Hai să punem să facem una asta. Ia, ia-o asta. Așa, dă-i. Dă-o acolo. O să punem cărnița până să facem. Vezi să nu mâncați din gradiță, că nu-i gata mâncarea asta. Trebuie să luăm bine? Nu, nu. Ia o farfurie. Sunt citaule, nu, hai. Nu. Vin să vă răci, gândesc. A fost ulei de struguri. Ulei de struguri, poți să mănânci oricât, oricât. Da, ulei de struguri. Oricât, dar până acum unde ai poți? Punem picăței? Păi de ce nu? Lasă să mai facă puțin. Da, hai să punem aici picăței pentru... Da? Dar tu, Torini, unde ai poți?
când am băgat aici uleiul, când am băgat tot un pic. N-ai pus ațel, nu? Ai pus ațel la Bogdan și la Cristi. Da. Păi, nu? N-am cum. Cu lună cu ei. Bă, Totorine, fii atent. Cu ei. Ok, gata, am înțeles. O și... Ia uite, asta fie. Aici. Ce, ia uite-te. Acum băgăm picații. Picații. Ie vedeți? Acum băgăm picăței, prieteni. Și îi facem la tigaie. Și după ce se face... Să face asta aici ceapa. Ceapa. Băgăm atunci aici cu ceapa. Olga, vino cu puțină vegeta, hai. Bagă la picăței puțină vegeta. Dar ce să spun ceva? Că Bogdan s-a îndrăgostit de Cristi. Dă-i las pe Bogdan. Nu mai să spun ceva. Nu mai te interesează. Ce lipsește de aici? Numai Bogdan, numai Bogdan. Eu vreau, ce lipsește de aici? Dana criminală. Lasă, nu contează. Lasă, nu contează. Ce trebuie de nevoie? Haide-i. Lasă, Olga, nu mai spun că s-a avut nu știu. Ce? Am înțeles acum, lasă. Și așa, picăței de ăștia, prieteni, făceam la pușcărie. Picăței exact așa, cu ceapă. Dar picăței mi-i aducea Alin, Pimiu, mi-i aducea prăjit. Așa, mi-i aduceau prăjiți și eu îi făceam ceapa călită și băgam în ei. Și ieșeau, pa, mă, ia uitați cum e asta. Dă parfurie, Olga, să pun peste ei. Ce să pun? Să pun aici o parfurie. O să stea, domnule. Unde se fac cu ei? Da, mai e o oră, mai e o oră aia. Unde e Olga? Totorini, hai, de unde e? Ia să iau și un șervețel. Ce faci, Bogdane? Vine vorba lui Olga. Da, voi văd că e cu Cristi Marie. Ești absent total. Pune și tu lui Cristi un pahar de bere, ceva. Da, bă, dar să pune aveți așa... Nu, uite, Olga, uite ce capac a pus tot. Da, e bun. Ia, 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 o farfurie mică, nu doare. Nu mai avem o farfurie. Lasă că minți, că îți arăt eu că este. Ia, mă, dă o cratică. Mai dă o cratică. Orca. Orca originală. Tu nu mai spui bagi apă, îți strigi rețeta. Democratică. Ce crezi? Democratică. Ia să vedem, să dăm, foc aici la... Trebuie să punem grătarul. Păi de ce să punem grătarul? Păi da, dar cu grătarul nu poți să o pui. Păi vezi că dai cu gradița asta jos. Ai băgat apă caldă sau nu? Apă caldă? Ai băgat vegetată și cățe, parcă a băgat. Da. Da? Lasă-i acolo picat și să facă. Ia păza, ia păza. Ia dă-i, dă-i căzi să mai la o parte ca să văd ce știu de-a. Așa. Haide-i cum vrei. Așa. Ia păza, ia păza. Dăm orezul. Dăm orezul, Olga. Băi, nenu, ne facem pe mâncare o oră, două ore. Mai dăm una. A de la mine. Ce o să? Ia bagă-le în apă acolo. Dă-i să... Bă, stai puțin, stai puțin. Dă-i să vadă cum face Horca. Nu se arde. Hai dă-i că nu se arde. Eu zic, nu se arde. Ia, bagă-i și pe asta. De la mine era bă, ia-o și pe ea, mă. Ia-o și pe ea, nu-i lua numai mâna. Până am învățat, mi-era greu, dar acum nu mai e greu, că sunt curajoasă, gata. Mi-am băgat acolo să fac singur. Nu mai amestec, nu mai spun nimic.
Nu, dar doar, doar hai să-i băgăm puțină sare. Nu mă, da. Dacă nu-i gata. Olga, de ce vrei să băgăm apă în fricăței? Ca să se fiarbă un pic. Păi de ce să fiarbă? Să nu rămână frâzii. Păi fricăței n-au cum să rămână frâzii. Să rămân cu sânge dacă nu băgăm apă. Și eu zic că nu rămân. Dacă le facem bine, nu. Florine, hai, dă-te mai în spate. Dar unde-i găsit un rii de struguri? Nu l-am mai văzut. E, vezi? Am găsit că uleiul de struguri m-am interesat. Cine a văzut? Eu m-am interesat. Ulei de struguri? Da. Da. Auzi ce apa cum e, făcut de ea, vezi? E făcută de făcută. Nu? Iată, Torini. Ștefane, e plecat Ștefanul? Lasă cu Ion Gileaua, e problema. Ion Gileaua mi-a spus că iese până afară. Ce nu mai vrea iese? Cătălin a spus. Cătălini? Uite, ne-a fost Bogdanul cu Ion Gileaua. Prin dormitoare nu sunt aici, au plecat. Au plecat. Au luat o cameră, da. Ia, barsa asta aici. Barsa ticăia asta aici. Olga. Sau barsa asta, picăței în asta. Mai bine în asta, ca să nu se stai, stai. Ha? Stai tu, pe mine. Stai. Cu Torinii ia-ne și pe noi. Și uleiul tot, nu? Așa pot să strigem. Arată că te duce. Arată că tu ia uitați, acum intră așa, cu mestecul. Și acum hai să luăm ăla asta, da. Să o punem la ghivetă, să o băgăm apă, să nu, da. Să se ia de pe ea, să o spăm. Olga, dă-i puțin aia cu orezul aici. Și acum asta pe urmă. Uite, mai ia o de aia, de ce ai luat? Uite, deci tu ce ai făcut, Olga? Ce ai făcut? Aaa, un Marcel. Ia, ia. Tu dai cu mâna? Da, orca. Hai, mă, mă. Un Marcel, da. Cum să dai, să pui mâna? Vrei să pun ulei din ăla? Unde e ulei de sare, sare, Olga, sare trebuie. Nu mai vreau sare. Marcel, ia uite. Mamă, mi-a copt pe ăsta din... Păi dacă ai pus... S-a văzut pe filmare aici, că ai pus mâna pe el, da. Direct pe ăla încins, băgat, cum să pun mâna? Era apucat de oală și așa mâna. Și mai bine să sarți mâna. Cum? Trebuie și sare? Da, pun sare. Da, sole, da. Sare pe ulei când mă ardă? Da. Ia pe doamne. Trebuie să pun sare. Doar te pun simul, dacă dai cu sare. Ai dat pun sare pe jos, nici sare mai cu sare. Totorini. Da. Dă un pahar de sare și patru pentru plouă. Ia să vedem. Pe bulionul. Vezi să nu cadă fiar. Ia aici, ia aici bulionul. Ia și asta. Da? Am băgat puțin bulion. Ca să-i schimbe culoarea. Să ia să vedeți, prieteni, cum o să fie bicăței ăștia. O să fie belea, prieten. Hai puțin, hai puțin. Hai puțin, prieten. Inventăm totul.
inventăm totul. Ia să vedem ce inventăm, că băgăm puțină apă. Ia să vedem. Ce-i totul? Așa. Am băgat puțină apă, ajunge totul. Da. Ține, nu mult, da? Puține sau mai bag? Nu, nu, ajunge. Ajunge? Da. Ești sigur? Cred că da. Da? Ia să vedem cotorinii. Restul ăsta este deja fiert, nu? Pre-fiert. Pre-fiert. Prieteni, ați văzut și dumneavoastră ce mâncăm în seara asta. Tonul totorine, mâncăm mâine totorine. Tonul, prieteni, acum o să punem și noi masa. Nu, cine pui masa? Iar la cine musa bine? Uite, avem pe Cristi Marin, pe Bogdan Originalu, pe Ioane Dideaua și pe Ștefanța. Ei așteaptă, are răbdare până o să faci mâncare. Cine? Ei, uite ce stau. Ei așteaptă, prieteni. Hai, cine așteaptă. Venim când punem masa, vă arătăm, prieteni. Așteaptă. Da. Hai că punem când e masa. Cine gata. Mai gata? Acum vii și tu. Uite cine stă cu mine, Ștefanii. Ștefane, ce faci, totorine, după jumătate de oră prin telefonul l-am încărcat acum? Hai, totorine. Ia, vezi, încarcă. Încarcă Torino. Hai să vedem. Torino, ia lasă la mine. Ia lasă la mine, că nu știi tu. Na, cine? Cine telefonul l-am încărcat? Stai să vedem dacă s-a prinde Toti. Bă, Toti te cheamă. Torino, adică. Stai să vedem dacă te dă drumul. O, s-a dat drumul, merge. Merge. Merge Torini, merge. Păi, da, asta e încărcătorul lui original. Da? De asta. Ia, taie și tu pâinea asta aici. Ca să mănânci pâine cu orez. Să te bată toți banii, să te bată. Cu orez. Ca să te bată toată lumea. Zică mănânci, bă, nu mâncăm. Mănânci pâine corect. Pâine corect. Da? Să bată lumea că de prost suntem noi. Ce are? Cum ce are? Are, bă, că nu mâncăm pâine cu orez. Că orez, uite ce mâncăm, orez cu legume. Nu putem să mâncăm pâine. Am văzut pâinea asta. Ce pâine? Văzusem pâinea aici și am zis... Haide, haide, lasă, adă-mi o parfurie. Adă parfurie. Dar ce mai avem? Că nu mai avem tocmai. Adă parfurie, copii. Ia ține, Cristi, tu ca să le filmăm aici. Orice, telefonul meu. Orice. Mai avem o... Eu am luat până la baterie la telefon. Haide, haide, am făcut reperul de la așa, ca să mâncăm. Unde-i Bogdan? Chemați pe Bogdan, am furit Bogdan, ia du-te, Ioane. Lasă-l pe Ioane. Nu mai e în cameră, ia vezi. Ioane, stai aici, Ioane. Hai, Ioane, sau unde e? Du-te tu, Bogdan. Du-te tu, Organ. Am fugit. Tu ești de vasar. S-a întâlnit cu un ajuns. Spui tu mie ca bucătar să fugă după Bogdan sau... Bogdan. Eu sunt gentleman, nu sunt... Bă, stai unde de acolo ca să stau eu. Ia-ți un loc în altă parte. Ioane, poți să stai în capul mesei, Ioane, că tu ești invitat special. Ca bucătar. Vă știu ce... Ia ține totul. E gătit de fondolină, de... Le orezul fier, Leo? Și vezi că trebuie să faci un cadou. Ia uite, Bogdan, că n-a fugit, dar știi unde a fugit? Ce făcea? Stă pe dip-top. Vorbea cu gagicile. Da, cu gagicile pe dip-top îi scria mesaje. Bine, nu știm fac. Unde nu-l urmărești pe dip-top? Lasă la mine, dar n-am cuza la asta. Ione pe mână cu el vorbea de mine astăzi, el și Bogdan. A zis Ionu și alu, 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 Jimmy, Creva, alu, Creva, sus tu. Să mâncă. Dă-mă purpuriță, dă-mă purpuriță. Să-l apadii. Ce-ai făcut, totorine? Ți-am zis să-mi aduci farfurie asta, că aia. Farfurie. Dă-mi purpuriță. La femeile mele. La colegele mele, la colegele mele. Altă purpuriță. Dă-mi farfurie. La masă, șef. Dă-mi farfurie. Ce?
farfurie. Am avut întâlnire cu la ușa cu anumite bucătărițe de la de jumate. Jumate și pui jumate în cap. De la șef cuțite, de la Antena 1, dragi prieteni, și am fost mulțumit. Am văzut Ștefan, când am văzut s-a închinat poze cu mine, bucătărese. Am văzut, domnul Ion, am curent. Nu treabă. Da, Ion, ai dreptate. Ce copil, a fost lângă mine, mamă, eu te văd, apreciat. Am început de vedere. Mai era, parcă mai era Olga un castron. Ion, ești apreciat? Dacă mă caută lumea. Are castron, mai era un castron, că am cumpărat și astea. Pe stat intern. Corect. Să pune puțin, puțin, puțin. Puțin. Oh, gata, 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 pune-l înapoi aici. Dar nu știu unde-i castron. Lasă să mai caute, adă farfurie aici. Prea puțin, Stelica. Ce? Prea puțin. Da, Cioane, cu prea puțin. Ce văd eu? Ia mai dă farfuria aia. Nu mai pune eu corp. Dă Cătăline farfuria aia. Dă-i aici. Nu mai pune, nu mai pune. Atât. Pune orezul acolo. Se pune un sfat subțire. Întinde, întinde. Se pune un strat subțire și atât. Așa, bravo. Ăla-i sosul. Și aici. Aici, bă. Aici ce-i Ioane? Ce ia Ioane și mănâncă, nu mai punem, dar aici luăm după aia. Că aia e cu sosul usturoi. Să văd eu. Ia să vedem dacă ai făcut, Ioane. Prieteni, vă doresc poftă bună, prieteni, la toți. Prietenii mei de aici, ia să văd plus prietenii mei de pe YouTube. Da, poftă prieteni, bună, prieteni. Și acum să mâncăm și noi, prieteni. Cum a pregătit Leo, vreau să văd și eu. Prieteni, vedeți aici toate perurile de mâncare. Toată lumea mănâncă cu noi la masă, prieteni. Îl vedeți pe Ioane Dileaua, pe Bogdan Originanu, pe sora mea Olga, pe Ștepan, pe Cătălin. Vedeți? Sunt cu mine la masă toți, prieteni. Pe Cristi, pe Cristi Marin, am făcut mâncare pentru toată lumea, prieteni. Ar trebui să vină și Alin, aia Alin, vine mai repede. Nu mai zic de Alin, nu mai zic de nimeni. Nu. Ar trebui să vezi de Bogdan al tău de pătrățica ta, că te rog ținea lumea. Da. Ai înțeles? Da, gata. Păi gata, nu mai ce băga, tu nu mai iartă-mă, vorbi. Iartă-mă. Să vină Alin, să vină, nu vor să vină la tine. Când pleci tu de aici, atunci o să vină toți. Nu plec. Ai înțeles? Asta e treaba ta. Așa, vedeți, prieteni, când suntem toți la masă aici. Vedeți? Și dau la lume, fără niciun interes, cu toate că mi-a zis Dana Criminală că sunt infractor, dar de fapt ea e infractoare, că conduce firmele lui Alin Jepilă. Că dacă e secretarul la el, la ea vine cașcavalul. Și trebuie, eu am plătit cu pușcăria, o să trebuiască să meargă și ea la pușcărie, prieteni. Așa e, o să meargă, o să vedeți voi. Deci, prieteni, atât este, prieteni, vedeți, mâncăm cu toți la masă. Bă, aoleu. Aoleu, ce mă fac, doamne, eu? Da, prieteni, cum e? La mulți ani, prieteni, și vă pup, prieteni, pa, pa. Poftă bună! Bă, m-am învățat eu la Pipera, în voluntar, să fac să rămâne. Dacă spune cineva, nu mai crede cineva ce-am vrut. Bă, nu știu, că te-i una și eu sunt alta. Ce fac? Mai pun un polonic. Că văd că ți-a plăcut tare. Vedem Cristi ăla de jos, unde e? Ce e ăla de jos? Îi dai o porție, mi-a vrei ăla? E acolo. Bagă tu. Stai așa. Nu mă lua cu mine, cu. Dar ce-ai fost ăla la Pipera eu? Aveam coasă, viză. A, vreo 100 de ani. Ce-a
Cunoști toate zonele pe București pe aici. Dar nu știu că avea eu în casele lui. Puțin, nu, nu, nu. Da, el are aici. E, puțin, băi. Nu fi. Ia, bagă, uite acolo, puțin. E, nu fi. Atât. Mai bagă, Ioane. Mai bagă, mă, frate. Gata, u, u. Da? Ia să mai băgăm puțin de ăsta. Hai, lasă-l acolo. Ia, uite aici. Atât. Mai bag picățel de aici. Puțin, de un gram. Un gram. Un atât. Picățel, da? Părtășiți de mine. Haide, Ioane. Ia și mănâncă, Ioane. Ce face Olga? Se șterge pe tine, Ion? Eu sunt prosopuit de... Am văzut că are bani. Sau ți-a luat banii din buzunar? Mi-a furat banii, Luca. Ți-a luat banii? Eu. A, mă, lasă să mănânc. Toată ce nu e adevărat. I-am pierdut un par. Da? În Delta. În Delta i-am pierdut. Ce bun. În Delta Văcărești? Da. Da. Deci, prieteni, a fost o mâncare pe cinste. Deci, o mâncare pe cinste, într-adevăr. Foarte bun. Păi, cât mai vei? Nu mai gata. Uite orez. Nu mai vreau, gata. Pe am mâncat un castron din ăsta plin. Dar ce ne face că Olga nu prea a mâncat? Da. Mi-e prea place, poate. Dar știi, e bun, că, e bun, știi de ce nu mă simt bine? Că să mănânc tot, că mor. A băgat piper. Piper? A, care e foarte bun. N-a băgat piper. Ai băgat-o separat? A băgat și iute din ăla. Păi de ce, Olga? Nu știu, ca să mă distrugă pe mine, lasă mă. Dar nu a fost iute. Și eu sunt bolată, distrugă. Ia de la mine aici, din farfurie, de la mine. Ia de la mine. Olga, hai, mă. Un pic, e unul contra 6, 7. Sunt de 7 oameni. Aha, e rău. Cum e? Dacă toată lumea spune că e bun. Da, uite, tu că nu e bun. Să duce pentru soldat, să omori toată armata, nu mai. Leo, și de ce nu mănâncă ea? De ce nu mănâncă? Și de ce nu mănâncă? Că i-ai dat diagnosticul ăla. Da, ea nu mănâncă, că i-ai dat diagnosticul ăla. Bă, dar nu știți care era figura mea? Ha. Să vă arăt. Eu sunt operată la stomac și eu mănânc puțin și des. Nu, ți-a dat Leo diagnostic. Și am mâncat puțin jumătate porție și nu mai pot. Aș mai vrea să mănânc, că e bună. Da, aici ce s-a spus, dar Leo? Dar nu mai pot, că mișurarea de stomac. Băi, pătruna mintea ta. Știi că am operat pe mișurarea la stomac. Și n-am voie să mănânc, nu pot. Tu care mâncai câte 4-5 farfurii, mâncai câte 4-5 farfurii, acum mai mănânci una. Și sucul gădește. Păi bine. Cum e? Dai cu piper. Băi, piper subție. Dacă era iute, bombă, nu mânca. El e bărbat adevărat, face mâncare cu piper și cu mâncare. Băi, băi copilă, eu nu puteam să mănânc dacă era iute foc. Să spun eu. Păi tu mănânci de foame, bă, Ioan. Nu, te văd de foame. Nu e adevărat. Băi, cu și eu, că nu stau... De poftă mănâncă eu, nu de foame. În mâncarea lui. Da. Eu gust așa ca om. Să-i dă Dumnezeu sănătate și nu-i mai fac mâncare. Unde mă telefon? Hai, pe bune, că eu chiar știu singurul lucru ce nu știu. Cu aranjatul baselor, uitați că am făcut dezastru. E bine că mâncăm chinoară, să ne gândim că suntem așată. Da. La patroana, ca... A, iar vorbit ca la țigani, ca la țigani. S-a tot de romanez, de doi ani, tu țigănie, nu... O să rămână, deci, prieteni, chiar să încercați această rețetă. O ierburi, la ierburi. Eu îi dau 10 plus. Deci nici la restaurant. 4 minute. Eu n-am mâncat niciodată așa ceva la restaurant, așa de... Mai vrei? Că să ne oprim aici? Că să ne oprim aici? De la mine, Cristi, mănâncă și tu, te rog. Dar Cristi n-a mâncat, vezi? El zice că o să vede. Că filmam, de aia n-am mâncat. Pune pe Cristi să vedem. Oprește și dă-i numai aia. Să uit să văd dacă zice Cristi. Dar nu face că se uită ăla ce mănâncă. Nu, dar, nu dar, dar e bună? E foarte bună, normal. E bună că n-ați pregătit-o voi. Dar cine? Dar cine? Așa vrei tu de mult. Dar la cât au așteptat să-ți pregătiți că leu mâncare. Eu m-am săturat din miros. Acum nu mai pot să mănânc atât de mult. Bine, ai făcut. Păi ne-ai rugat la Dumnezeu să-ți facă leu mâncare și uite, că a apărut și-ți face. Da, am făcut doriți de asta și uite. Dumnezeu i-a dat sănătate să ne mai facă mâncare. Și putere. Să ne facă mâncare de banii lui. Și să nu mai vorbească fanii că Cristi nu e prietenul familiei, e prietenul adevăratul familiei, e prietenul nu fratele meu, leu de la spreia Cristi Marin. Și e și persoană publică. Să nu mai vorbească Dana criminală de el. Că el e fratele nostru. Pa! De cine ai vorbit acum? Nu știu de cine ai vorbit. O să aștept să spun vasele. Păi, asta cred că n-aș fi de acolo. O să mă ajută, domnul Rino, să-mi spăl vasul. Dragi prieteni, îi mulțumim lui Sărică din suflet. Ioane, mai mănânci? Nu, nu mai ai și pune. Îi doresc multă sănătate lui Sărică, lui colegul meu, ca bucătar.
Îți doresc multă sănătate, multă bucurie și mâine o să mă despart de el. Și mie ce-mi dorești? Multă sănătate, multă bucurie. Lua Olga ce-mi dorești? La fel. Lua Bogdan. Mâine avem proces și merge la pușcărie. Nu unde mergi, fratele, nu unde mergi. Doamne ferește! Doamne ferește, unde pleci? Că-ți merg și eu cu tine la pușcărie. Lasă-mă, te duci pe singur. Bă, dacă te duci, cum mă duc și eu? Ioane, dar cine te-a luat? Ioane, mai ține că cine te-a luat de la pușcărie când ai ieșit? Cine te-a luat? Eu? Da. Cristi Manintea l-a, mă? Da, da, da. Cristi a fost. Eu n-am putut să ajung. Am rămas la fratele la spital și el s-a dus la spital. Dar de la spital, de la tine, m-am dus să-l iau pe el, da, la pușcărie. Și câte ore am stat să-l aștept? I-am rămas la spital și... Eu 3-4 ore când am stat. Am fost cu patroana și cu Mihaela. Da. Și cu David. Și cu Alin. Și cu David, da. Nu, Alin. Nu, nu e la. La vei, David. După am așteptat tardiți. Dar de câte ori am înlocuit pe Alin când nu putea să vină la loc? Am înlocuit. M-am luat restaurant. La ușa. Cristi, singura problemă ce era între noi, știu, era răbdarea. Pentru că nu te suporta, frate. Dar cine o suporta pe ea? Tu o suportai, dar eu nu o suporta nimic. Eu știu că am vorbit foarte urât despre mine în trecut. Dar acum când ții o nevastă, trebuie să-l dai și de Cristi. Dacă o suportă, când o suportă? Nu e dau. Orice și-ar lua Leo, nicio problemă. Da, să nu mai revine la trecut. Zii la fanele noastre, poate sunt aici pe canalul lui Leo de la Stea, o fană care nu e măritată și are bani mulți și e deșteaptă, că Leo o să vină să ia. Dar dacă văd ceva că nu e ce trebuie pentru Leo, îi spun. Să fie tu cu Leo. Dar e treaba lui ce face, el putea să fie și cu fosta. Să aibă 46, să aibă 45, nu? Nu-i comandul lui Leo ce să facă. Cine are 45 de ani, 46 de ani, să apelează la Leo de la Stea, să se mărită cu el. Eu îi dau voie, vine și vorbește cu noi. Acum facem un casting aici pentru Leo, nu sau cum? Aici și o aducem aici, din novela asta, care avem să vizăm 3 luni. E prima dată când am făcut sosul de usturoi. E foarte bun, Leo. Deci credeți-mă că e foarte bun, mai bun de tot. Nu, e criminal. Deci e foarte bun, prieten. Deci îmi place și enorm. Deci am făcut mâncare pe cinste. Poate ați văzut că am mâncat și eu mult în seara asta. Dar... Pardon, chiar am mâncat mult. De rețetă proprie sau te-ai uitat pe internet? Rețetă proprie, Cristi inventată. Inventată, auzi. Aia cum să ducă la MasterChef? Că acolo cred că o face față. E cuțitele, să văd. De ce mai ai venit aici MasterChef și mai... Ne spargi tu de renovele, ai venit tu să ne spargi de renovele, ne trimiți tu la altă televiziune. Când noi avem televiziune acasă, să uită 70.000 de oameni. Lasă-o mai vadă și în altă parte, nu numai păi la de eu. Ce? Să uite numai pe canalul Leo de la Stea, Olga de la Stea, Cătălin de la Stea, Anu care, Olga? Anu care, mă știi? Cristi Marin de la Stea. Nu e așa. Cristi Marin, finul lui Leo de la Stea. Dar să nu vii cumva feco ca Anca de la Stea. Să iau, ai vorbit să filmăm la altă televiziune. Eu nu. Dacă tu te duci și filmezi la altă televiziune... Dar tu cum ne-ai făcut de mai trebuie atunci? Lasă mai intri la altă, la altă. Noi mergem la un vis și tu te duci la Antena 1, mai ții minte? Nu. Ne-ai trădat atunci. A, pe că așa, cum tu vrei să te duci să filmezi cu altă televiziune? Nu, să filmezi de ea, cu cine vrea. I-a dat caripere. Știi când ai semnat contractul să facem telenovela? Când ai semnat eu? A, când ai tăiat tu contractul tu și cu Alin și aveam originalul. A, și da? Vezi, de asta ai intrat în...